Salutare, oameni buni! Mi-era atât de dor să fac aici un vlog cu oameni buni, cu o poveste despre care o să povestiți și voi la rândul vostru prietenilor voștri. Astăzi cunoaștem un bunic, bunicul acela care să ne facă să ne aducem aminte de proprii noștri bunici. Vine 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Foarte pompos spus, eu de fapt astăzi vreau să vă fac cunoștință cu un om cu o poveste foarte frumoasă de viață și pentru că niciodată nu se duce la bunici cu mâna goală, mergem cu ciocolată de la Ciocolissimo. O să vedeți exact ce surpriză îi aduc, pentru că nu este doar o ciocolată simplă, e o ciocolată cu mesaj. Hai să-l cunoaștem! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Da, tu cred că ești Izabela. Da. Abia aștept să mă arăt ce v-am adus aici. Ce Numele meu e Peter Gorodețchi. Am împlinit respectabila vârstă de 81 de ani și de multe ori stau și mă gândesc cum am reușit să ajung la această vârstă, pentru că m-am născut în 1939, când a început al doilea război mondial. Am mutat aici, undeva, într-o casă, aproape de pădure, și ne uitam cum se bombarda Bucureștiul. Mă uitam avioane și noi bombardam, știți ce era, noaptea, în special. Nu era frică? Păi stăteam. Mama zicea, o sună sirenele, haideți să ieșim din casă, că nu se știe unde vine bomba. Și ne băgam sub nuci, erau niște nuci acolo. Și băi, dacă stăm sub nuc, avem șansă să explodeze undeva mai sus. Am scăpat de câteva ori de la moarte. Totdeauna zici, Doamne, ajută-ne cum poți. Și ne-a ajutat. Am terminat și liceul aproape singur, am terminat și facultatea aproape singur. De multe ori m-am culcat nemâncat. De multe ori, școala e baza, ca să ajungi om, să ajungi pe poziție. Fără educație nu poți să faci mare lucru în viață. Petre și-a întâlnit jumătatea la locul de muncă. Acela a fost începutul celor 40 de ani petrecuți împreună. Era foarte geloasă. Să nu m-o fi văzut cu cineva discuții, să nu cumva să lipsesc, să nu era... Era jal, era polițaiul meu și m-a ajutat. Păcat că am murit prea devreme. Câți ani aveți? 60. Greu. Greu. Nu prea poți să-ți dai seama. Mai ales când ai urcășuri, urcușuri, cobărâșuri. Toată viața parcă l-a pregătit pentru un singur moment. Momentul în care a ținut o mugâldeață de copil în brațe și a realizat că nu mai este doar un bunic, ci a devenit și mamă și tată. Cuvântul mama și ce implică el a speriat-o pe fiica lui Petre. Yeah. Și-a dorit-o pe Izabela. Asta știu sigur. Însă, în perioada când soțul ei nu era oficial, nu erau căsătoriți oficial, a aflat că e gravidă, a luat-o în primire și se pare că ar fi pămuit-o în tren și că ar fi insistat să scape de ea. Și ea n-a vrut. După ce am născut-o, m-am dus, mă duceam în fiecare zi să o văd. Mă scoteau la interval acolo,
asistentele și ce spune surme? Și mă, auzi ce zice asta? Că lasă copilul aici și nu-l ia. Zice, lasă aici și nu-l ia. Bă, ce-am zis, cum că eu i-l zic? Știu că l-a vrut. Băi, uite ce-mi spune doctorița, că i-a zis că las, că n-are, că nu-i trebuie copil. Când am aflat eu, băi, cum să lase copilul? Să-l lase aici. Și bă, da, când îi faceți certificatul de naștere al copilului, tatăsul vine? Și băi, nu prea vine, nici n-a venit pe aici. A făcut certificatul de naștere și la tata acolo, Izabela are linie. E fata mea și mă chinuiesc, mă străduiesc de atâția ani de zile. De fapt, de când s-a născut, mă străduiesc ca să am grijă de ea. Sper să-mi ajute Dumnezeu să o duc cât mai sus. Să-și ia carnet, să termine școala, să se descurce, să nu depindă de nimeni. Petre a ales să nu abandoneze și el. A crescut-o pe Izabela, iar acum Izabela-i dă viață. Dacă cumva, că mă ador pe la televizor, stau și ador. Vine și mi-aduce un pret, mi-aduce ceva și mă învelește. Bunicule, îți aduc puțin apă? Bravo, mă, adu-mă, dacă tu vrei, adu-mă. Să știi că m-am născut a doua oară. 1 octombrie este Ziua Internațională a Bătrânilor. Bătrânii care odată de mult ne-au dus de mână, iar acum ne duc dorul. Durerea din ochii bunicului Petre este durerea din ochii fiecărui bătrân din România care stă la poartă și care așteaptă să-i calce cineva pragul. Nu uitați părinți, nu uitați bunicii care v-au dus de mânuță la grădiniță. Duceți-vă de ziua lor de naștere, duceți-vă de ziua lor de nume și felicitați. Nu uitați că v-au dus în brațe. Oriunde ați fi în lume, dați-le un telefon, schimbați câteva cuvinte cu dânsii. Mă așteaptă și se uită destul de des la poartă. Când apare cineva, dacă nu sunteți, nu sunteți voi. Nu uitați că e un mare păcat. Șterg lacrimile bunicului, m-am gândit să-l îndulcesc puțin cu surpriza despre care vă povesteam la început. Înainte să plec, m-am adus un cadou. Are un mesaj așa în care eu cred foarte mult. Ia uite, vă ajut să-l desfaceți împreună așa. E ceva dulce. Ia să vedem dacă putem să-l desfacem noi doi. Ca pe 1 octombrie acum o să fie ziua voastră. Da. Cum e 1 iunie de ziua copiilor. Și petrecem. Păi petrecem. Aveți aici o... Ia, vă las așa, trebuie să trageți în partea aceasta. Ce un penar. Nu e un penar. Cât am mai șocolat. Cât am mai șocolat. Așa. Când o vede Izabela, se uite și cu care încep. Pe care stric. Zic, bă, Izabela. Vedeți că e un mesaj? Putem. Vedeți că e un mesaj? Citiți? Cu ochii ăștia buni. Cine nu are bătrâni, să-i cumpere. Da. Da, că mulți ajung pe la casele de bătrâni, mulți ajung că vai de ei. Da. Sper că v-a inspirat povestea noastră de astăzi și că poate când terminați aici de văzut acest video, închideți videoul acesta și îl sunați pe bunicul.